Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să dau citire din Luca, capitolul 16, de la 1 la versetul 13. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic, care a fost părât la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis, ia zăpisul și șezi de grabă, deschide 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia zăpisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepsește. Căci fii viacului acestuia față de seminilor sunt mai înțeles decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine vă va da ceea ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Doresc ca după mesajul meu, tinerii să se întoarcă acasă, conștienți ca un loc de muncă. Cei care nu află acum că sunt niște ispravnici, să semneze contractul de ispravnicie și cei care nu s-au ținut de el, să reînnoiască acest contract. Dumnezeu nu vrea să fim leneși și chestia asta a fost de la bun început și în ziua de azi vreau o generație care arde pentru el, vreau o generație care este în acțiune. Și înainte de a intra în mesaj, vreau să definesc un pic cuvântul ispravnic. Mai modern am putea spune administrator. Ispravnic înseamnă administrator. Cineva care administrează o avere. Acest concept nu ar trebui să ne fie nou în mintea umană, ci nici la nivel biblic nu este ceva nou. Dacă ne gândim la Adam, Adam ce făcea? Muncea și păzea grădina, Geneza 2:15. Israelul, putem să ne uităm la el ca într-un ansamblu mai mare, să zicem, și Israelul a fost ispravnic în via Domnului, pentru că lui Israel i-a fost dată legea, i-a fost dată făgăduința unei țări, i-a fost dat legământul și ce-a făcut? Au risipit. Și aș vrea să avem foarte bine în minte acest cuvânt risipă. Vreau să fac o analogie între capitolul 16 și cum se termină capitolul 15. Luca 15:31-32. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Iisus a mai spus ucenicilor săi, și aici începe pilda. Imaginea care vreau să o transmit este că Dumnezeu, în cazul alegoric a pildelor, a avut doi fii. Cel mic, care avea jumătate din bogăție, a risipit-o. Și celălalt fiu, care s-a crezut stăpân pe bogățiile tatălui pe care tata a muncit, le-a ținut pentru el. Pe al doilea fiu, noi cam putem să semănăm bine. Credem că le avem pe toate, că ceea ce primim este al nostru, începând de la bani, începând de la înzestrarea noastră intelectuală. Ceea ce vreau să zic e tot ceea ce avem noi este har, este prin har. Toate bogățiile care noi le avem este prin har și trebuie să le folosim într-un
într-o anumită metodă. Nu ar trebui iară să ne să rămânem uimiți de felul în care omul risipește averea. Pentru că dacă ne uităm la ispravnicii lumii aceștia, generația de azi, suntem generația care beneficiază de sănătatea cea mai bună, infrastructura cea mai bună, tehnologia cea mai bună, dar suntem generația cu viitorul cel mai nesigur. Suntem generația cu viitorul cel mai nesigur. Este paradoxal, pentru că administratorii acestei lumi nu s-au gândit la un viitor. Este efectiv oglinda generației de azi. Lucrează pentru azi, bucură-te pentru azi, consumă pentru azi, nu te uita la consecințe. Ziua de mâine o să vină, soarele răsare. Și vreau să vă dau mai multe date despre acest viitor nesigur pe care noi îl avem, prin faptul că, gândiți-vă, inflația record care este în momentul actual. Ce faci azi cu 1000 de euro, nu făceai 30 de ani cu 1000 de euro. În 2020, și asta este un dată din Italia care vreau să vă dau, tineri dintre 15 și 29 de ani lucrează și sunt doar în percentuală de 29,8% din ei muncesc. Și, ironic, nu doar că e greu să găsești de muncă, dar cei care găsesc, și mă refer la cei între 25 și 34 de ani, 38% din ei au un titlu de studiu mai mare decât munca la care ei trebuie să facă. Deja e greu să găsești de muncă și când găsești, cerințele sunt destul de mari. Salariile sunt mici față de costul de viață. Viitorul nostru este, să zicem, eu îl numesc ipotecat de cei care au venit înainte noastră. Să știți că în Italia se ieșea la pensie la 50 de ani, liniștiți, ani în urmă. Se ieșea pentru că, ok, se crea acea dobândă a statului, debitul public, care cade azi pe generația nouă. Eu nu știu dacă voi ieși la pensie, nu doar eu, generația mea, nu știm dacă vom vedea acea zi. Și ca să vă dau iar un dat mai specific, în Italia, debitul pro capita, adică datoria publică pe om, pe cetățean, este de 46.900. Practic, ce înseamnă? Când un copilaș vine adus aici la binecuvântare, acea ființă care abia vede lumina soarelui, a venit și la viață, are o datorie față de stat de 46.900 de euro. Toți avem chestia asta, momentan, care îi în creștere. Pentru că statul, ca să meargă înainte sistemul corupt și neeficient, trebuie să se îndatoreze. În italiană se înțelege probabil un pic mai bine. Ispravnicul este lăudat pentru felul în care el își administrează, felul în care el vede viitorul, renunță la câștigul lui prezent pentru a da un viitor. În italiană ar fi scaltrețea, astuția. Trebuie să ne amintim ca tineri că avem o identitate, suntem copii al Domnului și viitorul nostru nu este în cer. De aceea, ținta spre viitor trebuie să fie ceva foarte static în mintea noastră. Felul în care ne câștigăm bogățiile nu trebuie să fie oarecum, trebuie să fie curat. Felul în care le administrăm trebuie să fie oarecum. De aceea trebuie să dăm socoteala la un moment dat de administrația noastră. În versetele 1 și 8 din această pildă este efectiv întâmplarea imaginară a contextului în care noi putem să citim această pildă. În cazul nostru, bogatul este Dumnezeu. Dă ispravnicului, eu, tu, o avere de administrat. Și apoi, versetele 9-13, este aplicarea Domnului la pildă. Probabil ca tineri avem mai puține averi, mai puține lucruri la care zicem pot să dau la altul, dar avem mult, avem mult. Și acest mult este viața. Avem viață. Și acest dar trebuie administrat bine. Tot ceea ce este legat de viață trebuie administrat bine. Și fiindcă suntem tineri,
avem slăbiciuni, probabil mai simple față de un om mai matur. Și un lucru simplu pe care efectiv un tânăr poate să zică sau să caute este scuza. Luca 16:3. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Aici pot fi mai multe interpretări, să zicem. Probabil acest om, fiind un om cu carte, un om care administra, probabil nu știa să sape. Era un om de birou, probabil. Sau poate era un om bătrân, nu reușea să facă acele lucruri, dar nu contează să poți face totul, pentru că ai oricum ceva care poți să faci din viața ta. Ai tot timpul ceva la care poți să dai. Și oricum, nu a fost destul de mândru ca să nu fure, pentru că oricum acest ispravnic a risipit. Dumnezeu ne-a încredințat viața și această viață trebuie să fie o oglindă a imaginii lui Hristos. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și și-a dat pe sine însuși pentru mine. Noi de multe ori uităm, vorbesc în primul rând de mine, uităm că suntem morți. Hristos trăiește în noi. Când eu sunt mort, firea mea e moartă și un mort nu merge la fratele meu și să zic: hei, nu vezi că aici ai greșit, nu ți-e rușine. Trebuie să fie Hristos să iasă la iveală. Îl iau pe exemplu pe Claudiu, că e prietenul meu. Claudiu, aici ai greșit, părerea mea, pot să mă rog pentru tine, ai altă atitudine. Noi de multe ori uităm felul în care trebuie, nu doar că trebuie să administrăm viața noastră și cum trebuie să administrăm viața noastră. Viața noastră nu are un concediu, nu are o pauză, este simplu să administrăm viața altuia, foarte simplu. Nu vă zic în glumă chestia asta, eu am dat de multe ori sfaturi de dragoste prietenilor mei care sunt căsătoriți acum, eu nu sunt căsătorit. Că e simplu să dai sfaturi la altul, foarte simplu. Aveam toată imaginea clară, du-te, fă-i, scrie-i, nu... Dar știu foarte bine, foarte simplu, viața altuia. Trebuie să avem un control pe cuvinte, pe gând, pe sentiment, pentru că și astea pot fi date altuia. Poți să încurajezi, poți să ridici pe om, poți să îl îmbărbătezi. Sunt lucruri, nu sunt bani, dar sunt lucruri care tu ai și poți să le administrezi pentru alții. El este stăpân și vom da socoteală. Aici iar ca tineri credem că soarele mâine răsare pentru că ne este dat că să răsoare. Și ca tineri ne amintim că soarele nu răsare atunci când este o problemă în viața noastră. E bine să ne gândim în mod matur, într-un mod în care are spre țintă viitorul și să nu ajungem în ziua în care pierdem un lucru și atunci ne dăm seama ce bine era cu el. Un lucru banal. Orice. Orice are un preț. Orice este important care ne este dat. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosirea altor, spre folosul altuia. 1 Corinteni 12:7. Aici este fain pentru că în momentul când eu, ca administrator, vreau să dau altuia, vreau să iau un pic imaginea din pildă. Și gândiți-vă, când eu dau altuia, eu efectiv sunt administrator ca nume, dar sunt rob al Domnului. Și când ajut eu, rob al Domnului, pe altcineva, eu ajut un alt rob al Domnului, ajut un alt frate. Și ce frumos este atunci când mergi la cineva și îi spui: care e problema ta? Ce te apasă? Care e datoria ta? Tu poți să-i spui: taie pe socoteala mea, taie pe banii mei, ia de aici banii mei, taie pe rugăciunea mea, taie pe postul meu,
taie pe îmbărbătarea mea. Ce frumos e că atunci când ne ajutăm, această dragoste nu este o dragoste omenească, este dragostea pentru că ne dăm seama ce Hristos, ce a făcut Hristos pentru noi și Hristos trăiește în noi. Devine un proces automat. Dar ce frumos e când se manifestă. Când poți să dai altuia și acea persoană să nu poată să-ți dea înapoi. Este științific demonstrat că omul se simte mai bine atunci când dă ceva și ajută pe cineva și acel cineva nu poate să-i dea înapoi ceea ce persoana l-a ajutat. Taie pe socoteala mea, taie pe banii mei. Pe Dumnezeu nu-L deranjează cât cheltuim pentru alții. Îl deranjează când cheltuim totul pentru noi, când ținem totul pentru noi. Noi trebuie să fim niște lumini în această lume și să îi câștigăm pe ceilalți cu bogățiile care avem pe pământ. Banii, până la urmă, Biblia folosește pe zeul Mamona, care este zeul banilor. Banii oricum nu sunt, să zicem, ai noștri în sine, pentru că mă iau pe mine. Eu, salariul meu este pe munca informatică. Munca informatică o am cu un titlu de studiu, pe care am obținut-o prin înțelepciunea care mi-a dat-o Dumnezeu. Banii pe care eu îi am, nu s-ai mei, s-ai Domnului. Trebuie să știu să-i administrez. Ca și tineri, două săptămâni în urmă ne-am definit un plan pe acest an, la întâlnirea tineret de luni. Și este un plan care, cu ajutorul Domnului, vrem să-l punem în practică. Viziunea noastră este de a fi niște tineri care se implică mai mult. Nu doar în biserică, ci și afară. Și vreau să spun acest lucru pentru că aș vrea să fiți și voi parte de lucrarea noastră și să vedeți efectiv cum nu doar noi vrem acest lucru, dar să fiți și un fel de cenzori ai noștri. Să vă rugați pentru noi, să ne sprijiniți. Am definit valorile prin care vrem să creștem, pocăința, unitatea, statornicia. Sunt lucruri pe care anul ăsta vrem să muncim mai mult pentru a da la alții. Pentru noi ne-am făcut acea listă, dar până la urmă am văzut că nu o să rămână în biserică. Sunt lucruri care se vor vedea afară, care trebuie să ne ajute să-i câștigăm pe alții, să-i aducem pe alții la întâlniri. Metodele, am definit metodele, nimic nou. Postul, azi în zi de post am fost prin rugăciune. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze. Obstacolele. Nu e simplu să fii administrator și ca, mai ales a vieții tale, și ca tineri am văzut că, am definit că păcatul este unul dintre aceste lucruri, unitatea. Satana, suntem conștienți că va încerca să ne doboare și de multe ori noi nu ne dăm seama valoarea noastră, nu ne dăm seama chemarea noastră, pentru că pentru cel rău nu suntem prea mici să păcătuim. El ne folosește liniștit pentru a face lucruri rele. Trebuie să fie în capul nostru conștientizarea de, hei, eu prin Hristos pot. Hristos m-a chemat la acest lucru, eu acest lucru trebuie să-l fac. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine vă va da ce este al vostru? Ar vrea să închei cu ideea asta. Ce este al nostru? Viitorul nostru nu este aici. Dacă eu nu știu să-mi administrez bogățiile care le-am primit aici, totul nu sunt ale mele, eu nu sunt stăpân bogățiilor, dar nu știu să le administrez, nu le înțeleg, cum voi primi eu ce este al meu? Adică împărăția cerească. Înainte de a fi creștin, trebuie să fii om. Nu e un lucru simplu, să fim sinceri, dar nu este un lucru imposibil, pentru că atunci când ne dăm seama de identitatea noastră, putem orice în Hristos care ne întărește. Ar vrea să închei cerând sprijinul în rugăciune a bisericii pentru toată lucrarea tinilor. Sincer, eu am 27 de ani,
sunt un pic mai mare față de media teenilor, dar vă zic că e destul de clară cum merge lumea în ziua de azi. Direcția nu e aia bună. Înțelepții lumii se schimbă, gestionarea lumii se schimbă, dar Maranata, Domnul nostru vine. Asta nu se schimbă. A ieșit acum la iveală, nu știu dacă sunteți la curent, inteligența artificială, altă direcție periculoasă. Și dacă nu știți, vă rog, informați-vă, pentru că aveți copii, trebuie să îi educați cum să gestioneze acele lucruri. Și ce m-a surprins, informându-mă un pic despre această tehnologie, este că a apărut acum, prin plată, dacă vrei, plătești un serviciu în care un robot, prin inteligență artificială, devine prietenul tău. Și acest lucru m-a marcat pentru că lumea de afară e singură. Parcă, nu știu, trăim într-o, italienii spun bolla, în care noi credem că totul se întâmplă aici, dar afară este o lume care are nevoie de noi. Lumea are nevoie de noi și tineretul casei Domnului poate să ajute. De ce? Îmi place foarte mult când Moise se întoarce la rugul în care este Domnul și Dumnezeu spune, am auzit plânsul poporului meu. Spuneți copiilor voștri, amintiți-le, că generația de azi este răspunsul problemelor generației de azi. Foarte bine noi putem să le vorbim celor de afară despre problemele lor, pentru că noi le trăim. Noi am trecut și noi știm rezolvarea care este la Tatăl. De aceea vă rog să continuați, că sunt sigur că o faceți, să vă rugați pentru lucrarea tinilor, să ne sprijiniți, să ne mustrați dacă este nevoie, absolut, și să ne rugăm Domnului ca tineretul să nu uite de menirea de ispravnic și felul în care trebuie să ne administrăm viața noastră, nu trebuie să fie oarecum. Amin.